Mai Răzvan, cât e 10 și 18 la mine? Dacă bate bine că n-am ceas de la cum a avut Răzvan la costum ăla, bă. Mamă, am văzut niște ceasuri la nuntă, dar vrei să fac un ceare. Și bă, mă întreb ăștia cât ori fi pus, aș fi pus eu mai puțin, aș fi pus mai mult. N-ai dat? N-am dat. Păi azi, când mi-ai dat salariu. Azi, trebuie salariu. Crezi că a dat cineva mai mult de 300 de lei? Numără darul săracul. Ca voturile. Cred că are mașină de număra bani. Numai că se asprește degetul. Ceva, tot asta n-are. Am fost puțin, dar bine organizat. Eu am și văzut. Păi aveam în dreapta bogați, în spate bogați, în stânga Mickey. Da, na, trebuia cumva să-l încolțim și pe Mickey. Da, ce să facem. Nina Paraschivescu este fondator școală de coaching. Am venit să vorbim pe un subiect. Cum să zic eu, Nina, deci i-ai prins fix pe colegii mei. Uită-te la ei. Ei sunt alergați de o viață de hărnicie. Da. Subiectul de astăzi, pe care noi l-am propus, tu trebuie să-l dezvolți, este legat de ce ne refugiem în muncă în perioadele mai dificile ale vieții. Uită-te la ei, se vede că se spetesc. Exact. Deci sunt, nu mai vorbim de faptul că vin toți după mine, care când vrea. Bucălaia mi-a vărsat de două ori cafeaua numai astăzi. Cuza a muncit, cât ai azi? 40 de secunde? În total am depășit 2 minute, dar e bine, la 10 și 20 am deja avut zile și mai... Și oricum știi vorba aia, și de pe internet mie mi se potrivește, puteam să mă nasc milionar, dar m-am născut vrenic. Deci, acum pe bune și la subiect, de ce oare ne e mai simplu să o virăm către muncă și nu spre altceva? Pentru că nu avem capacitatea de a ne regla și de a ne autoregla stările emoționale și pentru că prin muncă este secretat în creierul nostru dopamina. Nu îmi spune! Deci simți vreo plăcere la muncă? Simți motivație, simți recompensă pe termen scurt, ți se spune bravo, primești o primă, primești recunoaștere, îți sunt validate meritele și îți îmbunătățești abilitățile. Asta vine la pachet cu reușite, cu recompense profesionale, cu bani mai mulți. Și cu... asta versus o altă situație? Versus situațiile din viața personală, de exemplu, unde secretăm foarte mult partea aceasta de hormon de oxitocină, care este hormonul atașamentului. Aha. Și pe care îl primim prin îmbrățișări, prin relații apropiate cu cei dragi, prin vederea chipului persoanei dragi. Atunci, în momentul în care noi trecem printr-o problemă emoțională, o despărțire, o situație mai complicată acasă, să spunem, este dacă nu avem capacitatea de a gestiona aria respectivă a vieții, astfel încât să simțim că și acolo primim succes și acolo primim plăcere, ne vom duce către zonele din viața noastră în care noi performăm. Practic, creierul nostru pendulează permanent între dorința de a evita durerea și dorința de a obține plăcerea. Și atunci, dacă într-o aria vieții nu ai abilitățile necesare dezvoltate și dai de mai multă durere decât de plăcere, creierul te va duce pe pilot automat către ariile vieții în care tu simți plăcere. Dar de ce simți plăcere? Pentru că acolo ai abilitățile mai dezvoltate. Cum și performezi mai bine. Lichidul, drumul cel mai scurt și cel mai ușor, nu? Exact. Asta e, da. Exact. Însă există, da, există și deservicii pe care le avem și dezavantaje pe care le avem. De exemplu, este o asistentă care a scris o carte de îngrijiri paliative, Bronnie Ware, cu top 5 cele mai mari regrete ale oamenilor aflați pe patul de moarte. Și al doilea, cel mai mare regret întâlnit de ea în toată cariera ei, de cât timp a îngrijit oamenii aflați pe patul de moarte, este: am muncit prea mult. Mi-aș fi dorit să nu fi muncit atât de mult. Iar acest regret l-a întâlnit în special în rândul bărbaților. Pe principiul, cândva peste 40 de ani, singurele persoane care își vor aminti cât de mult ai muncit și de orele tale state peste program vor fi copiii și soția ta. Iată. Aici mă simt eu. Bravo. Să n-am regretul ăsta. Că am muncit cam mult. Și ce ți-ai propus? Am propus să o mai răresc cu munca. Să crești, da. Chemară salvare ăștia când ai vrut să faci și sala aparat. Ai văzut? De atunci mi-am dat seama. Și vrei să renunți ceva? Nu, deocamdată nu.
Dar n-ai de cântat? Știi de ce? Că stă Rex la coadă aici în spate. Nu, e cu anul, am înțeles că se măsoară altfel anul. Mai e cineva. Mercur retrograd. Știi cum e când ai aplicația asta cu calendar? Te întreabă când vrei să înceapă săptămâna? Vrei cu luni sau cu duminică? Noi începe duminica pentru noi. Pentru voi începe duminică. Bun. Stați că am și eu... Am ciudățime în redacție să văd ăștia care vor să... N-au etaj destul de înalt, că s-ar mai arunca unii în timpul serviciului și cică le-a blocat și geamurile. Să vedem, Nina, ce au întrebat colegii mei din redacție pe tema asta. Când este cazul... Opa! Elena, ăștia chiar vor să se... Cred că eu am întrebat. Cică când e cazul să ne oprim? Din ce? Să ne oprim din muncă. Sau din exageratul cu munca. Este bine, în general, să ne gândim viața ca o felie de... ca o pizza, să spunem, da? Ca un cerc. Viața mai e ca o pizza. Ca o pizza, da. Simplu, ca să ne fie ușor să ne reprezentăm în mintea noastră. Și fiecare felie de pizza reprezintă o arie a vieții noastre. Și doar printr-un efort conștient ne uităm, ia, de care arie a vieții mele m-am ocupat mai mult în perioada aceasta? Sau cât de mulțumit sunt de aria aceasta a vieții? Cât de mulțumit sunt de cealaltă arie a vieții? Pentru că altfel, dacă, de exemplu, nu sunt mulțumit de corpul meu, de relațiile mele, de relația mea cu Dumnezeu, de familie, de lucruri care țin de ariile personale sau spirituale ale vieții și ne ducem în muncă, este ca și cum ne-am murdărit pe mâna stângă, dar mergem să ne spălăm pe mâna dreaptă. Ca și cum ai mânca coaja la pizza. Ca și cum ai linge borcanul de dulceață pe din afară. O, ușor muncitorilor, că știți că am multe. Dar da, îți dau dreptate. Iar ziua să ne împărțim în segmente, întotdeauna. Da, într-adevăr, vor exista perioade în care prioritizăm alte arii ale vieții noastre. De exemplu, atunci când ni se naște un copil, vom prioritiza nevoile copilului și familia. Atunci când vrem, poate, o anumită promovare la job, vom prioritiza jobul și cariera. Însă, per ansamblu, pentru bunăstarea noastră emoțională și echilibrul nostru, este bine ca în fiecare zi să includem atât timp pentru noi personal, timp pentru relațiile noastre, pentru familie și timp pentru job, carieră, business. Ne întristați. Pizza mea e plină de măsline. Mie nu-mi plau măslinele. Mergem mai departe. E adevărat că uneori jobul te ajută să treci mai ușor peste momente grele din viața personală? E adevărat. Subînțeles. E refugiu. E un refugiu. Nu știu dacă ne ajută să trecem mai ușor, dar este o fugă pe care noi o facem, exact cum spuneam mai devreme, pentru că acolo suntem recompensați. Nu știm cum să primim recompensa și în viața personală. Și uneori acolo știi și pe ce butoane să apeși și un... pe acasă poate le-ai pierdut sau... Avem abilitățile mai dezvoltate. Mai sunt și nevestele astea care ți-ascund butoanele, că tu când le-ai cunoscut ți le arătau și după aia ți-ascund butoanele, nu mai știi pe ce să apeși să... Nu mai zic. Sau ți le apasă prea mult? Nu e cazul meu. Eu am strănutat când a zis Răzvan da, dar mă rog, au crezut că e de la aerul condiționat. Treaba lui... Bun. Există alte modalități de vindecare în afară de muncă, 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 să mor eu. Zici că subiectul ăsta este propus de ceva director din Antena 1. Muncă, 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 muncă. Există și alte modalități? În primul rând, munca nu este o modalitate de vindecare emoțională. Sunt două lucruri total diferite. Vindecarea emoțională se produce în momentul în care lucrăm cu noi, cu mintea noastră, cu emoțiile noastre. Amantă. Ne reglăm emoțional și ne îmbunătățim abilitățile, ne facem un proces de introspecție, să vedem, hai să vedem ce alegeri am făcut până acum, ce am învățat până acum din aria aceasta, din viața personală, să spunem, că despre ea vorbim, ce am eu de schimbat la mine, ce abilități am nevoie să-mi însușesc, să învăț să fac, să învăț să comunic, să învăț să cer, să învăț să primesc, să învăț să refuz, de exemplu, să învăț să ofer, poate. Ce am eu de învățat la mine și apoi să vin și să implementez lucrul acesta. Am înțeles ce a trebuit să înțeleg. Acum, ce m-am prins eu este că e aiurea să zici că te duci la muncă pentru a... pentru a scăpa de ceva, pentru că este ca și cum am avea o minge din aceea de volei pe care o ținem sub apă. Și cât timp noi apăsăm pe mingea respectivă, ea stă sub apă, dar doar datorită efortului nostru conștient. Adică cât timp tu te vei duce la muncă... Cum am luat mâna, cum... Ne lovește peste nas. Și mai este și violent, da, ai văzut? Mingea. Exact. Da. Nu exclude cuza ce am discutat aici, încercarea de a-ți face o amantă la locul de muncă.
Sigur că acum sunt limitate posibilitățile. Tu ți-ai eliminat o șansă. Păi la mine oricum amantă presupune să mai am pe cineva. Adică, mă rog, da, treaba ta. Deci tu, dacă tu uiți în stânga, în dreapta, mai rămas Florin. În rest nici bucălaia nu-i rău. Păi tocmai de-aia merge amantă la tine. Hai să le dau legătura colegilor mei în bucătărie. Mulțumim, Nina, să ne vedem cu bine. Cred că au aplaudat mulți angajați și subalterni, dar managerii și directorii nu te-au aplaudat deloc. Florin?